se întâmplă în organism când postim pentru 2 săptămâni? În episodul de astăzi vom discuta despre fazele prin care trece organismul atunci când nu mâncăm absolut nimic timp de 14 zile și facem un post prelungit cu apă. Ca unul care a experimentat acest lucru de mai multe ori, voi împărtăși detalii importante despre cum putem ajuta corpul în acest post pentru a-l finaliza cu succes. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit pe canalul meu de YouTube, locul în care veți afla o mulțime de informații care vă pot schimba viața în bine. Așa că abonați-vă pentru a primi actualizări noi. Astăzi sunt mai răgușit și sper să duc la final această prezentare. Ieri mi-am pierdut total vocea datorită unei viroze și de ieri până astăzi am făcut mare progres folosind remedii naturiste. Abstinența de la mâncare și postul făcut doar cu apă pe termen lung au câștigat tot mai mult interes în rândul oamenilor de știință în ultimii ani datorită beneficiilor remarcabile pe care acesta le aduce. Postul cu apă este cea mai eficientă și mai rapidă metodă de a slăbi și în același timp ajută corpul să nu revină rapid la greutatea inițială, lucru care se întâmplă în majoritatea dietelor de slăbire. Postul cu apă aduce îmbunătățiri remarcabile în sănătate, printre care aș putea enumera reducerea riscului de boli de inimă și diabet prin scăderea inflamației, reducerea stresului oxidativ și a rezistenței la insulină, refacerea endoteliului și îmbunătățirea circulației sanguine, dar a demonstrat și beneficii semnificative în tratamentele pentru anumite tipuri de cancer și am să adaug link-uri aferente cu studii medicale la descrierea acestui video. Postul cu apă promovează autofagia, un proces care descompune și reciclează celulele vechi și deteriorate, fiind super eficient în pierderea în greutate, în controlul tensiunii arteriale și al nivelului de zahăr în sânge, precum și pentru îmbunătățirea sănătății mentale, inclusiv reducerea stresului și ameliorarea stărilor depresive la unele persoane. Nu vreau să credeți că sunt super human dacă postesc doar cu apă 14-21 de zile. Sunt un om simplu și cât se poate de normal ca și voi. Vreau să vă încurajez, să vă motivez să nu mai aveți o părere prea slabă despre dumneavoastră și să credeți că și voi puteți să faceți acest post cu apă pe termen lung. Anual, mii de oameni postesc 40 de zile fără să mănânce ceva, ci beau doar apă. Chiar dacă am mai amintit în episod trecut, între anii 1965-66, un scoțian pe nume Angus Barbieri a intrat în cartea recordurilor postind 382 de zile. În acest post, el, care era obez, a slăbit 82 de kilograme și a fost supravegheat medical pe tot acest post de Departamentul de Medicină al Universității Royal Infirmary Dundee din Scoția. Personal, am făcut postul de 14 zile în repetate rânduri, iar ultimul post de 14 zile l-am finalizat acum 3 săptămâni, așa că încă îmi sunt proaspete în minte toate detaliile despre cum au decurs lucrurile. În următoarele minute voi împărtăși cu dumneavoastră aceste experiențe care cu siguranță vor putea ajuta pe mulți dintre voi în viitor. Similar cu terapia Gerson, postul prelungit cu apă nu se concentrează pe ameliorarea unei simptome, ci facilitează vindecarea la nivel celular a întregului organism. Ceea ce vreau să subliniez cu această afirmație este că dacă cineva suferă de migrene, de dureri de cap, iar medicul îi recomandă Tylenol sau paracetamol, ibuprofen sau orice altceva, aceste medicamente nu vor rezolva cauza problemei, ci vor ameliora doar simptomele. Cea mai bună abordare ar fi să identificăm cauza durerilor de cap și să ajutăm corpul să depășească această problemă, să se vindece și boala să nu mai revină nici ea, nici simptomele ei. Așadar, haideți să discutăm despre postul cu apă. În general, primele 3 zile de post sunt cele mai dificile pentru mine. Totuși, după aceste prime 3 zile, lucrurile se stabilizează, energia revine, iar senzația de foame dispare. O altă problemă cu care mă confrunt de fiecare dată la posturile prelungite, în special la cele care depășesc 5 zile, este senzația de mâini și picioare reci, mai ales în sezonul rece. În primele 3 zile, corpul schimbă complet sursa de energie, de pe consum de carbohidrați, el trece la consum de cetoni obținuți prin descompunerea rezervelor de grăsime. Să vedem acum ce putem face pentru a ajuta corpul să treacă mult mai ușor prin această perioadă de post. Este benefic să consumăm mai multă apă pe durata postului decât consumăm în mod obișnuit. Ideal ar fi să bem echivalentul la 5% din greutatea corporală în apă. Ce înseamnă asta? Dacă avem 60 de kg, ar trebui să consumăm aproximativ 3 litri de apă pe zi.
iar dacă avem 100 de kilograme, ar trebui să consumăm aproximativ 5 litri de apă pe zi. Din această cantitate de apă, jumătate ar trebui să fie consumată până pe la ora 12 la amiază, iar restul până pe la 6-7 seara, pentru a evita trezirea în timpul nopții pentru a merge la baie. Este preferabil ca apa să fie extrem de pură, ideal apă distilată sau apă de osmoză inversă în timpul întregului post, în special pentru cei care au în vedere să facă o puternică detoxifiere a organismului prin acest post. În Statele Unite, apa scumpă Smart Water, pe care mulți o cumpără, nu este altceva decât apă distilată, vă rog să citiți pe sticlă. Iar majoritatea apelor pure de la magazin sunt obținute în prezent prin distilare sau prin osmoză inversă. Probabil că și unde locuiți dumneavoastră puteți să găsiți ape îmbuteliate pe care scrie că sunt obținute prin osmoză inversă sau prin distilare. Dacă nu vă concentrați pe detoxifiere, atunci se poate folosi și apă de izvor, apă de fântână sau apă minerală, însă legat de apa minerală este bine să nu fie carbogazoasă, deoarece apa carbogazoasă poate provoca reflux gastric la unele persoane în absența meselor pe termen lung și, eventual, acest reflux gastric poate duce la întreruperea postului. În Statele Unite, majoritatea centrelor de postitori cu peste 20 de ani de experiență folosesc strict apă distilată pe tot parcursul postului prelungit. De-a lungul timpului, mai multe centre au ajuns la concluzia că, pentru a obține rezultate maxime, fără obstacole care pot duce la întreruperea prematură a postului, apa distilată este candidatul ideal. La centrul de vindecare prin post True North Health din Santa Rosa, California, nu se folosesc niciun fel de minerale în tot timpul postului, ci strict apă distilată pe toată durata celor 40 de zile. Ei au constatat că organismul are abilitatea de a recicla mineralele. La acest centru medical se tratează anual mii de oameni de boli precum tensiune arterială, borderline, colite ulcerative cronice, cancer, diabet, probleme de prostată, boli de inimă, boli de ficat și multe altele. Dacă cineva intenționează să țină un post de 14 până la 21 de zile, ar fi recomandat să aibă o perioadă de repaus sau vacanță, în care să nu meargă la muncă. Totuși, pentru cei care trebuie să lucreze 60-70 de ore pe săptămână, cum a fost și cazul meu și al soției mele, și doresc totuși să țină acest post doar cu apă, ar fi benefic să folosească electroliți cu o puritate cât mai mare, fără îndulcitori, fără arome care ar putea afecta postul. Electroliții precum sodiul, potasiul, calciul, magneziul și clorul joacă un rol crucial în transmiterea impulsurilor nervoase și facilitează transferul semnalului nervos de la un neuron la altul prin intermediul diferențelor de potențial electric. Acești electroliți conduc electricitatea și sunt esențial pentru buna funcționare a organismului uman, susținând celulele și țesuturile precum și reglarea contracțiilor musculare, inclusiv al mușchiului inimii. Am experimentat în trecut atât postul de 14 zile fără electroliți folosind strict doar apă distilată, cât și cu electroliți. Atât eu, cât și alte persoane cu care am postit, am observat diferențe semnificative și îmbunătățiri în nivelul de energie și capacitatea de a funcționa normal și a merge zilnic la muncă atunci când am luat electroliți. Nu am simțit slăbiciune, oboseală sau letargie, doar starea permanentă de frig la mâini și la picioare a persistat în tot acest timp. Nu aș recomanda nimănui să țină post peste 14 zile fără să folosească măcar 2-3 tipuri de electroliți esențiali. Personal, în posturile în care folosesc suplimente de electroliți, folosesc magneziu malat în doză de 800 până la 1200 de mg pe zi, de 3 ori mai puțin decât dozajul zilnic recomandat de pe cutie. De asemenea, am folosit potasiu lichid sub formă de potasiu compound, care conține 3 tipuri de potasiu, iar uneori sare celtică sau sare himalaiană în cantitate de 1 până la 2 grame pe zi. În ultimul post am făcut puțin diferit, experimentând cu consumul sucului unei lămâi pe zi, adică aproximativ 15 calorii pe zi. Am consumat în total 7 lămâi în 14 zile, deci aproximativ 100 de calorii în total pe toată această perioadă a postului de 14 zile și am slăbit 8,2 kg, adică 18 pounds. Există opinii divergente cu privire la consumul de calorii în timpul postului. Unii consideră că nu ar trebui consumat decât strict apă și eventual electrolițe, în timp ce alți cercetători susțin că, în funcție de înălțime, se pot consuma zilnic aproximativ 30 până la 50 de calorii fără să existe riscul ca acești micronutrienți
să întrerupă postul și să afecteze beneficiile aduse de postul făcut strict cu apă. Pentru o mai bună exemplificare, 30 de calorii ar putea proveni de la zeama a aproximativ 2 lămâi stoarse, iar eu am folosit zeama doar de la o lămâie, adică 15 calorii pe zi, măcar că, potrivit cercetătorilor, aș fi putut consuma la înălțimea mea aproximativ 50 de calorii pe zi, aproximativ 3 lămâi pe zi. Haideți acum să vedem ce se întâmplă în fiecare zi a postului de 14 zile. În prima zi de post, în care consumăm doar apă, organismul trece prin diferite schimbări, în special schimbări legate de nivelul de glucoză din sânge, care începe să scadă. Organismul începe să consume glucoza stocată în ficat sub formă de glicogen pentru a furniza energia necesară. Acest proces se numește glicogenoliză și poate determina scăderea în greutate încă din primele zile ale postului. Postul cu apă este considerat cea mai eficientă metodă de a curăța grăsimea de pe ficat și de a trata boala ficatului gras fără a apela la tratamente medicamentoase de lungă durată. Pe măsură ce nivelul de glucoză din sânge scade, pancreasul va începe să producă mult mai puțină insulină, iar nivelul de glucagon va crește. Glucagonul este un hormon care ajută la descompunerea glicogenului în glucoză și care poate fi apoi utilizată ca sursă de energie de către celulele organismului. Corpul începe să producă cetonă, o moleculă care este produsă atunci când nivelul de glucoză din sânge este scăzut, iar organismul începe să ardă grăsimile ca sursă alternativă de energie. Acest proces de producere a cetonelor se numește cetoză și dietele ketogenice au acest nume tocmai de la ketoni sau cetoni, care sunt folosiți ca sursă de energie în absența carbohidraților. Cetonii au beneficii remarcabile pentru sănătatea mentală, fizică și contribuie considerabil la reducerea inflamației în întreg organismul. În a doua zi de post, organismul continuă să treacă prin schimbări semnificative pe măsură ce se adaptează la lipsa de alimente. În această zi, în general, o să fiți mai obosiți, având o stare ușor mai letargică, pentru că deja corpul intră în cetoză mult mai profundă. În ziua a doua, stările pe care le resimțiți pot fi adesea similare cu stările de gripă, motiv pentru care în limba engleză se și numește keto flu, adică gripa keto, tocmai datorită stării letargice similare gripelor. Ziua 2 este ziua în care cei mai mulți oameni renunță la post. Continuați să rămâneți fermi în decizia luată, pentru că după aproximativ 30 de ore în general, lucrurile vor lua o întorsătură pozitivă. Aceste stări sunt cauzate de adaptarea organismului la trecerea de pe consumul de carbohidrați la consumul de cetoni, care sunt obținuți prin descompunerea grăsimilor. Organismul uman se descurcă foarte bine la stocarea rapidă a excesului de carbohidrați în rezerve de grăsimi atunci când mâncăm mai bogat, iar imediat constatăm depuneri de grăsime, în special pe zona abdominală. Aceste depuneri nu se produc doar pe burtă și pot să apară și pe organele interne, în special pe ficat, iar excesul de grăsimi poate duce ulterior la boala ficatului gras și la steatoză hepatică. Nu tot la fel de ușor organismul reușește să și scape de acest surplus de grăsimi atunci când nu mai facem exces de carbohidrați sau chiar urmăm o cură de slăbire. Cu alte cuvinte, organismul uman este super optimizat pentru stocarea rezervelor sub formă de grăsimi depuse. Însă, nu este la fel de eficient în eliminarea acestor surplusuri de grăsimi atunci când urmărim o dietă oarecare. Și acesta este un mecanism absolut normal de conservare a resurselor de energie. În primele 3 zile ale postului, organismul tău își consumă rezervele de glicogen, rezervele de glucoză, pe care le avem stocate în ficat, pentru a furniza energia necesară. După epuizarea acestor rezerve, corpul începe să ardă grăsimile stocate pentru a obține energie. Aș mai menționa la ziua a doua de post că nivelul de cetonă din sânge crește, iar această creștere poate avea efecte benefice asupra creierului și asupra metabolismului. Nivelul hormonului de creștere uman atinge un nivel ridicat. Acest hormon are multe beneficii, precum creșterea masei musculare, reducerea grăsimii corporale, stimularea creșterii și refacerii oaselor și, de asemenea, refacerea țesuturilor moi și susținerea sănătății sistemului cardiovascular. Vreau să menționez că hormonul de creștere uman este produs de glanda pituitară și are un rol esențial în regenerarea întregului organism. Cu toate acestea, nivelul său scade odată cu înaintarea în vârstă, dar postul cu apă are capacitatea de a crește producția acestui hormon semnificativ, lucru care va accelera procesele de reparare
procesele de regenerare a întregului organism. Tot în ziua a doua de post, corpul își adaptează metabolismul și începe să consume mult mai puțină energie decât consuma în mod normal. Organismul își încetinește procesele metabolice pentru a economisi energie, motiv pentru care puteți să aveți mâinile și picioarele reci, exact cum am menționat că pățesc eu mereu la posturile mai lungi. Tot în a doua zi de post poate apărea o senzație de foame sau gol în stomac, deoarece corpul încă se adaptează la schimbările alimentare. Este important să rămâneți hidratat și să luați în considerare adăugarea de electroliți și alte minerale esențiale pentru a menține un echilibru mineral corespunzător în corp. Dacă observați că în primele două zile ați pierdut deja 2 până la 2,5 kg, acest lucru nu este niciun motiv de panică pentru cei care nu doresc să slăbească și nici de bucurie excesivă pentru cei care urmăresc acest obiectiv. Este adevărat că avem o pierdere în greutate, însă în primele două zile intestinul se golește, iar ceea ce constatăm pe cântar nu reflectă adevărat câtă grăsime am ars. În a treia zi de post cu apă, organismul începe să treacă prin schimbări semnificative pe măsură ce continuă să se adapteze la lipsa de alimente și să depindă de rezervele interne de energie în totalitate. Nivelul de ceton din sânge crește deja semnificativ, ceea ce poate avea beneficii asupra sănătății mentale și fizice. Cetonele pot furniza energie atât pentru creier, cât și pentru alte organe, inclusiv pentru mușchi și inimă, astfel încât acestea să funcționeze în continuare la parametri optimi și normali. Este important să ne mișcăm și să folosim mușchii, pentru că mișcarea ajută la drenarea ganglionilor limfatici. Întreaga drenare a sistemului limfatic este strâns legată de exercițiul fizic. Sistemul limfatic nefiind echipat cu o pompă așa cum este inima pentru sistemul circulator. Datorită puternicii detoxifieri ce apare în timpul postului, multe toxine din sistemul limfatic sunt relativ ușor de eliminat atunci când facem exerciții fizice și mișcare. În cea de-a treia zi a postului cu apă poate apărea oboseală, letargie și stări de slăbiciune. Aceste simptome sunt legate de consumul limitat de energie și de schimbările hormonale care au loc în corp. De asemenea, poate apărea o senzație de foame sau de gol în stomac, însă, dacă compensăm cu suficientă apă, vom trece ușor peste această zi. Este important să vă hidratați și să continuați să luați electroliți pentru a compensa eventualele pierderi prin urină și prin transpirație. De asemenea, este esențial să mențineți o calitate și o cantitate adecvată de somn și să vă odihniți suficient de mult. Corpul începe în această zi să folosească mult mai puțină energie și să se adapteze la lipsa de alimente prin creșterea producției de hormoni care ajută la arderea grăsimilor pentru a furniza energia suficientă. Aceasta poate duce la pierderea în greutate și începând cu această zi ar trebui să observăm o scădere constantă de aproximativ 400 până la 500 de grame pe zi, până în zilele 7-8 când vom constata că vor veni zile în care nu vom mai slăbi la fel de mult sau nu vom slăbi deloc, deoarece organismul intră în stare de conservare. În a patra zi de post cu apă, organismul continuă să se adapteze la lipsa de alimente și să depindă de rezervele interne de energie. În această fază a postului prelungit, nivelul de ketoni din sânge atinge un nivel maxim, iar acest lucru aduce efecte benefice asupra întregii sănătăți. Inflamația din corp este deja redusă, iar cei care suferă de deficit de atenție, ceață mentală, depresie și anxietate ar trebui să resimtă îmbunătățiri considerabile. Cei care suferă de dureri articulare în mod constant ar trebui să simtă ameliorări începând cu ziua a patra, iar intensitatea durerilor să scadă considerabil. Senzația de foame nu ar mai trebui să apară în ziua a patra. Este bine să nu fiți în locuri unde oamenii mănâncă sau să fie necesar să faceți mâncare. Eu și soția mea nu suntem afectați în post de cei care mănâncă în jurul nostru, însă este bine să fim prudenți, deoarece unele mirosuri de prăjit pot facilita secreția de suc gastric și unele persoane pot să fie afectate. Fac o scurtă paranteză și menționez că în fiecare zi a postului am fost nevoit să pregătesc sau să încălzesc și să servesc masa copiilor mei cel puțin o dată pe zi. În ziua a patra, corpul a consumat deja toate rezervele de glicogen și a început să ardă grăsimile pentru a obține energie. Acest lucru se face prin arderea grăsimilor și pierderea constantă în greutate, cum am amintit, de un pound pe zi, aproximativ 400-500 de grame.
Este foarte important să rămânem hidratați, lucru care necesită să avem în permanență o baie la cel mult 5 minute distanță. În ziua a 5-a, corpul elimină o cantitate mai mare de toxine și continuă să-și reducă nivelul de insulină, lucru ce poate avea efecte benefice asupra sănătății. De asemenea, în această zi, senzația de foame, dacă nu a dispărut până în ziua a 4-a, ar trebui să fi dispărut total, deoarece nivelul de grelină, hormonul foamei, scade odată cu adaptarea organismului la post. Cu toate acestea, pot apărea și alte efecte secundare, cum ar fi dureri de cap, amețeală sau stări de slăbiciune, care ar trebui să dispară dacă ne hidratăm bine și luăm electroliții menționați. Din ziua 5-a este important să vă odihniți suficient de mult și să evitați activitățile intense sau epuizante. Este posibil să aveți nevoie de mult mai mult timp pentru a vă recupera după activități fizice sau după expunerea la căldură. Este recomandat să aveți cel puțin 2 ședințe de 15 minute de expunere la soare zilnică pe durata postului. Această expunere zilnică la soare poate facilita producția de melatonină și favoriza un somn mai bun în timpul nopții. Din această zi nu mai este recomandat să vă ridicați brusc în picioare sau de pe scaun sau să vă aplecați brusc în jos pentru a evita eventualele amețeli. Zilele 6 și 7 sunt zilele în care insulina continuă să scadă, iar corpul poate începe să utilizeze mai eficient rezervele de energie. De asemenea, în această perioadă poate avea loc procesul de autofagie, care este un proces prin care celula își reciclează și își degradează propriile componente celulare, cum ar fi organele subcelulare, pentru a asigura necesitățile energetice și pentru a menține homeostazia celulară. Începând cu ziua 7, necesitatea orelor de somn pe timp de noapte pentru a fi odihnit scade considerabil. Corpul nu mai consumă energie cu digestia, așa că nu va mai avea nevoie de așa multă odihnă. Dacă nu veți mai putea dormi decât maxim 5 ore pe noapte, este absolut normal, nu este deloc alarmant. Exact la fel de normal este și să-mi dați acum un like și să vă abonați la canalul meu dacă încă nu ați făcut acest lucru. Vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare comentariu prin care, alături de mine, contribuiți la creșterea acestui canal și al comunității create prin intermediul acestuia. În a 8-a zi de post cu apă, corpul începe să intre într-un proces numit autoliză, în care începe să digere și să recicleze celulele moarte sau deteriorate, inclusiv celulele canceroase. Autoliza este procesul de autodigestie sau autodegradare a celulelor, care poate apărea în anumite condiții, cum ar fi moartea celulară programată, apoptoza sau necroza. Autoliza împreună cu autofagia, conform multor specialiști, aduce efecte similare unei chimoterapii puternice targetate strict pe celulele bolnave, însă fără a avea efectele negative pe care chimoterapia le aduce. În esență, autofagia este un proces de reciclare celulară, în timp ce autoliza se referă la autodegradarea mai amplă a celulelor. De asemenea, în ziua 8-a de post, pot să înceapă anumite procese de curățare și regenerare a organelor, inclusiv a colonului și a ficatului. În zilele 9 și 10, procesul de autoliză continuă să se desfășoare, iar corpul poate să se concentreze mult mai mult asupra regenerării celulelor și a țesuturilor. De asemenea, pot avea loc curățarea colonului și eliminarea toxinelor din sistemul digestiv. Zilele 11-14. În această perioadă poate avea loc refacerea stomacului și a mucoasei intestinale, care pot ajuta la îmbunătățirea digestiei și la o mai bună absorție a nutrienților în organism. De asemenea, pot avea loc procese de curățare și de regenerare a ficatului, care pot ajuta la eliminarea toxinelor și la îmbunătățirea funcției hepatice. Tot în acest interval se finalizează procesul de rebalansare a bacteriilor componente din microbiomul intestinal, iar bacteriile nedorite, datorită absenței zahărului pe termen lung din dietă, vor fi eliminate în acest interval. După aceste 14 zile de post, revenirea la alimentație trebuie făcută lent, cu maximă precauție. Mulți specialiști în nutriție recomandă supe de legume fără adaos de făină. Adesea am ieșit din post cu suc de măr verde de tipul Granny Smith, stors împreună cu salată verde. Mărul verde, fiind mult mai acru, nu conține așa multă fructoză ca alte mere. Mai nou, încerc să ies din posturile prelungite fără să folosesc fructe sau legume bogate în carbohidrați. Am observat că mă simt mult mai bine dacă încep să mănânc fără să folosesc sucuri de fructe dulci,
sau carbohidrați în exces care, după atâta pauză digestivă, pot să crească glicemia și producția de insulină mult și brusc. Așa că, mai nou, încerc să revin la alimentație folosind diete keto-vegetariene, în care utilizez doar fructe și legume permise în dieta keto, precum căpșuni, smeură, salate verzi de tipul Swiss chard, chard suedez, spanac, kale, avocado și ridichi. Trebuie de asemenea să menționez că în primele zile de revenire la nutriție normală este necesar să continuăm să avem un consum mai ridicat de apă. Atât eu cât și soția mea am făcut post doar cu apă atât pentru 14 zile cât și 21 de zile și acum sperăm ca în viitorul apropiat să facem 30-40 de zile post doar cu apă. Însă am preferat să găsim o perioadă în care măcar pentru ultimele 14 zile din post să fim în concediu, iar în general, în concedii încercăm să mergem cu copiii în diferite vacanțe pentru bucuria lor. Și acolo știți cum e, cei care încă mai aveți copii mici. Faci multă alergare după copii și pentru distracția lor și nu este ușor de găsit o astfel de perioadă în care efectiv să poți să fii relaxat și să te concentrezi pe post. Partea cea mai dificilă pentru toți este începutul, adică decizia și aplicarea hotărârii de a începe postul. Cel mai greu este să faci și să treci de primele 3 zile, iar apoi este mult mai ușor de menținut această stare de post. Este important să rețineți că postul prelungit poate fi periculos pentru unele persoane și ar trebui efectuat sub supravegherea unui personal calificat. Dacă sunteți interesați să încercați postul cu apă, discutați cu cadre specializate în această direcție. Continuați să vă aventurați în profunzimile incredibile ale propriului vostru univers, corpul. Fiecare descoperire este o călătorie către o cunoaștere și sănătate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această explorare fascinantă a beneficiilor aduse de postul cu apă făcut pentru 14 zile. Sănătatea să vă însoțească mereu și bunul Dumnezeu să vă inspire în toate. Vă salut cu respect, pe curând!